Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre unghi exterior unui triunghi, matematică clasa 6. Definiția unghiului exterior al unui triunghi ne spune următoarele. Se consideră un triunghi ABC, un unghi care este adiacent suplimentar oricărui unghi al triunghiului se numește unghi exterior al triunghiului. În figura din imagine, observăm că unghiurile A, C, D, respectiv unghiul B, C, E, sunt adiacente și suplimentare unghiului ACB al triunghiului, așadar sunt unghiuri exterioare triunghiului ABC din imagine. Teoremă, e vorba de informații legate de măsura unghiului exterior al unui triunghi. În orice triunghi, măsura oricărui unghi exterior al său este egală cu suma măsurilor unghiurilor triunghiului neadiacente cu el. Demonstrați. În figura din imagine am considerat triunghiul ABC și unghiul ACD cu roșu reprezentat, unghi exterior al triunghiului. Unghiurile ACB, ACB și unghiul ACD sunt unghiuri adiacente suplimentare. Așadar, suma măsurilor acestora, anume ACB plus ACD, este egală cu 180 de grade. Dar, măsura unghiului ACB, ACB, plus măsura unghiului ABC, plus măsura unghiului BAC, este egală cu 180 de grade. Suma măsurilor unghiurilor oricărui triunghi este de 180 de grade. În consecință, măsura unghiului ACD este 180 de grade minus măsura unghiului ACB, ACB și măsura unghiului ABC, ABC plus măsura unghiului BAC este egală tot cu 180 de grade minus măsura unghiului ACB din relațiile anterioare. Așadar, obținem că măsura unghiului ACD, ACD este egală cu suma măsurilor unghiurilor ABC cu BAC. Astfel, teorema este soluționată. Aplicație. În figura alăturată, notăm cu X măsura unghiului B. Cerințele sunt calculați măsura lui X și apoi calculați măsurile unghiurilor BAC, respectiv BCA. Soluții. Din figură obținem că 140 de grade este X plus unghiul BCA, teorema unghiului exterior. Și 125 de grade este tot X, dar adunat cu măsura unghiului BAC. Așadar, știind că X plus măsura unghiului BCA plus măsura unghiului BAC, adică suma măsurilor unghiilor triunghiului ABC este egală cu 180 de grade, deducem că măsura unghiului BCA, BCA plus măsura unghiului BAC va fi 180 de grade minus X. Atunci, prin sumarea primelor două relații, obținem că 140 de grade plus 125 de grade ne va da de două ori măsura lui X plus măsura lui BCA plus măsura lui BAC, adică plus din relația anterioară, 180 de grade minus X. Deci, 265 de grade va fi suma dintre X și 180 de grade,
de unde x este 265 de grade minus 180 de grade, adică x este 85 de grade. În felul acesta am soluționat primul punct al aplicației. Pentru punctul al doilea avem relația 140 de grade minus x este măsura lui BCA. La punctul 1 am precizat pe primul rând acest aspect, de unde măsura lui BCA este 140 de grade minus 85 de grade, adică egală cu 55 de grade. Din relația 125 de grade minus x egal cu măsura unghiului BAC, deducem că măsura unghiului BAC este 125 minus 85 de grade, adică 40 de grade. Așadar, am soluționat problema în sensul identificării măsurii unghiului X ca fiind 85 de grade, măsura unghiului BCA 55 de grade, respectiv măsura unghiului BAC 40 de grade. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!